Salutare tuturor, eu sunt Armageddon și astăzi împreună cu Florinel 13, șeful borcanelor, se pare că avem o bază la Rai, se numește Vice. Oare de ce îmi pare cunoscută baza aceasta? Nu știu de unde o știu, dar important este că Vice este egal cu Snorkel Mask. Poate mă înșel eu, doar eu așa țin minte. Așa că, Florinel, hai să ne arăți ce e în baza aceasta. Așteptăm. Un tur al bazei, ocolim puțin term. Și de ce Florinel are în mână un Soul Blade? De ce, mai Florinel, ai venit la raid cu un Soul Blade? A? Văd o grămadă de Soul Blade în mâinile tale, dar nu văd un câine cu True Friend. Hehehe, boy. Da, se pare că Florinel o să ne facă în ciudă astăzi și o să folosească un Soul Blade. Ta-dan, ta-dan, ta-dan. Și batem și batem. Și continuăm să batem și să batem și să batem cu un Soul Blade, dar fără câine, cu True Friend Skill. Așa, hai să vedem ce avem. Un generator pe care... Oh, o turetă, frate. Interesantă poziția turetei. Bro, baza asta... Mi se pare că... Bro, unde am văzut de baza asta? Am văzut, știu că am văzut baza asta și mi se pare cunoscută. Știu că este... Este cu ceva Snorkel Mask legată baza asta. Ok, hai să vedem. Hai să vedem ce o să iasă. Hai să vedem. Oricum, concursul este pe final. Ne salută, vezi că suntem în partea asta. Nu te cred! Știam eu ceva, frate! Trei Snorkel Mask! Știam eu ceva, frate! Știu că am... Ori, nu știu exact de unde știu, dar mi-e cunoscută baza aceasta. Vice. Trei Snorkel Mask! Cum, frate, trei Snorkel Mask? Apropo, mai avem puțin telm. Suntem în 28 astăzi. Mai sunt 3 zile, de fapt 2 zile ca 3 zile deja trebuie să filmăm, să postăm dovada. Nice. Îmbrăcăminte frumoasă, gratis, Gucci. Dovada punctajului în concursul cu Sorke, Raku Game Station și cu Panda. Cu siguranță deja voi v-ați cam făcut o idee și cam știți cine câștigă, nu? Categoric da, mi-am dat și o seama cine câștigă. Câștigă Sorke și cu Panda. Cu ocazia asta vreau să-i felicit. Felicitări! Nu cred că în 2 zile se poate schimba ceva. Dacă nu s-a schimbat într-o lună, da, păi în 2 zile. Așa că respect, băieții, forță pentru voi. Noi continuăm mai departe să căutăm itemele drăguțe împreună cu Florinel prin baza aceasta. Florinel! Eu te înțeleg că vrei să folosești un Soul Blade, doar să-mi arăți mie că ai un Soul Blade cu un atașament Blanao pe el. Dar arată-mi și mie, unde e cățelul tău, frate? Unde e cățelul cu skill-ul True Friend? Ai cumva unul sau poate doi? Ah, pardon, scuză-mă, Armageddon are doi. Ok, mai găsim ceva bun în baza asta? Ia să vedem. Next, pam, para, pam, pam, pam. Ne tachinăm și noi cu Florin, știți? Poate voi nu știți de ce spun eu asta. Poate spune Armageddon vrea să laude, nu chat, nu ne laudăm. Doar ne tachinăm, pentru că Florin mă tachinează că eu nu am Soul Blade, pe Soul Blade atașamentul Diablo și eu îl tachinez pe el că el nu are cățel cu True Friend, așa că suntem kid. Respect, Florinel. Ia să vedem mai departe. Trei măști de Snorkel Mask și... De fapt, trei măști de Snorkel Mask. Trei Snorkel Mask plus aluminiu, carboniniu. Unde este? Nu, nu-i carboniniu, este steel plate-ul ăla. Dar de ce nu e și aluminiu? Florin, 7 bări de aluminiu, frate? Bănuiesc că se întoarce. Faci teleportare în bază? Florinel, o teleportation în baza Apparition sau tu ești pe metoda clasică și vrei să fii Gucci? Corect. Deci, hai să vedem ce facem. Eu cred că se pregătește de o teleportare în bază. Numai dacă în baza aceasta nu mai există altceva mai bun de atât, atunci nu o să plece în bază. Dar dacă are ceva bun în bază și îl știe, pentru că probabil că s-a documentat înainte și e ok, vă recomand să vă documentați înainte, atunci nu o să facă teleportarea. Să vedem. Pentru ce optează? Erau spike-uri pe aici și n-am văzut eu cumva sau... Ok, da, sunt spike-uri. Deci teleportare în bază, corect sau nu? Sau poate nu? Ok, hai să vedem ce facem mai departe. Ia și aluminiu, Florinel. Vezi că ai și niște aluminiu acolo. Mâncare. Mâncare eu n-aș lua, dar cred că nici el nu o să ia. Sau, poate mă înșel. De fapt, dacă n-ai altceva de luat, până la urmă e mâncare, frate. Dar vezi că ai aluminiu, Florinel. Un chestulesc portocaliu, arată foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Topoare.
Ok, medkit, frate, ia medkit-ul. Vine ultima hoardă, bănuiesc, nu? Da, ultima hoardă. Ultima hoardă și el folosește un pistol. Dar unde ți-e Soulblade-ul? Hey, boy! Unde ți-e Soulblade-ul, băiete? Hey, boy! Unde ți-e Soulblade-ul? Vezi că vrei la toaletă. Așa, stack-ul de medkit bifat. Bum, bara, bum. Topoare, curcan, 5 bucăți. Mă, nici m-aș, nu cred că aș lua 5 bucăți de curcan. Este echivalentul a 5 medkit. Așa că iau curcan și las medkit două bucăți. Deci nu cred că e o idee bună. Florineal, ce cu tine, mă, frățioare? Bine, curcanul îți dă și hunger, dar totuși, până la urmă, totuși e 5 curcan, frate. Aș lua mai bine 8 medkit, dacă ar fi să compar. Dar e în regulă. Nu este raidul meu, așa că nu eu hotărăsc. Noi doar suntem aici observator. Păi aruncă, frățior, aruncă mâncarea, frate. De ce ai lăsat acolo? Bro, să nu spui că lasă SWAT-ul și ia mâncare, ia morcovi. Ok, eu încă mă aștept să facă teleportarea în bază. 97%. O undiță, o ia pe asta? Nu te cred, ia undița. Forță, GG, respect. Ia undița. Și un cleaver. Dar SWAT-ul nu? Se pare că... Că ce? Nu, da, nu dau seama. Cred că nu mai e, atâta e. Asta a fost tot, așa-i? Da. Ok, Fornel, mersi frumos pentru raid și mulțumesc frumos că mi-ai făcut în ciudă. O să mă revanșez față de tine. Let's go la următorul raid. Bam, bara, bum. Și continuăm cu următorul raid de la First Bike. Se pare că avem un raid Branao. Mulțumesc tuturor celor care au trimis raiduri, dar voi selecta doar pe cele care sunt cumva interesante și calitativ sunt bune. Dacă nu ai un video calitativ bun sau un raid bun, te rog, nu-mi trimite, trimite-mi ceva bun, frate, ceva bun care să vedem cu toții, să ne bucurăm cu toții. Sau să fim invidioși cu toții, să murim de ciudă. Ba, nu, nu. Tăiați, dă-o afară asta, John, nu băgăm asta. Ok, continuăm, se pare că... First Bike, în prima fază, golește chopperul de benzină. Ca orice stopist care găsește o mașină sau un chopper, de ce nu, frate? Hai să vedem, că acu' este. Nu-i nimeni stăpân pe aici? Nu, hai să luăm motorină, să plecăm mai departe. Baza, frate, este imensă. Oare la cine mai văzut o bază așa imensă? Cu spike-uri în față. Ok, se pare că First Bike caută o intrare. Intrarea deja e făcută, din câte văd. Nice. Deci a economisit un C4, frate. Asta e partea bună a raidului. Next, mai departe. Ok, bum, bara, bum. Domnul First Bike se pare că a găsit o bază în bază și altă bază peste bază cu alte baze înăuntru. Interesant, zici că e un oraș întreg aici. Ia uitați-vă. Arată bine, nu? Ce pot să zic? Arată bine. Arată bine. Așa, de ce nu? Prin geam să killerim pe toți care vin la tine. Ok, hai să așteptăm dacă mai ajunge cineva la tine. Domnul First Bike, mai vine cineva pe la tine? Se pare că mai vine. Nici măcar nu ajunge până la el, frate, că are geamurile și prin geamuri trage. Nice, bine gândit asta. Ca și bază superbă. Ho, 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 câte chest-uri pe acolo, primul chest, ceva. Ok, nu este cine știe ce. Dar bănuiesc că nu asta căutăm noi. Oricum lucruri bune. Fii atent, chesturi roz, albastre, roșii, numai trancuri, frate, numai trancuri. Ok, începem cu un roz, let's go, bam, bara, bum. Și nu vedem ce e acolo, suspans, se pare că First Bike ne ține încordați pe aici. First Bike, arată-ne ce este acolo, frățiorul, păi tu ce faci, măi? Le spari și fugi? Ne lași cu, doar cu gândul la ele? Ok, hai să așteptăm până face un pic de bum bum tam tam prin bază. Yeah, boy. Să vedem cine mai rămâne. Mai este un cu flotter. Are un AK. Connection lost. Aia bine, scuze, a fost reclamă. Mergem mai departe și cu Farinion, arată-ne ce acolo. Ok, nu e ceva ieșit din comun, ne-am și bâlbâit. Avem niște heat sensor, steel plate, aluminium plate, cupru, bar, niște iron plate, un electronic circuit, camere un stack, telefoane un stack. E ok, dar nu asta vreau să văd. 4 steel bar, este super GG baza, categoric da. Aluminiu, oak, un stack, nice. Dar arată-ne ceva mai interesant, știi ce zic, adică arme sau ceva.
ceva mai bun, ceva mai rar, cum ar fi vopsea albă sau... Sau, și surpriză! Un steag de vopsea albă, nice, drăguț! Bro, are și paternul, fire! Bro, nu te cred, are și fire și leopard și 20 de card Zulu. Ok, nu-i rău. Dar se pare că el, nu l-are învățat. Bro, învață-l. Ok, nice, drăguț. Și leopardul, nu l-aveai? Respect, first bike. Dintr-un singur ride, ai găsit și fire-ul și leopardul. Nice, drăguț. Drăguț. Fire pattern este foarte rar, așa că baza este GG. Numai din cauza asta, pentru că fire pattern-ul fire este de colecție. Eu l-am găsit după un an de zile, cred că mai mult de un an de zile l-am căutat și în sfârșit l-am găsit. Mai este și Kitty pattern-ul, care la fel de rar, foarte, foarte rar, și ăla a fost și mai rar. L-am găsit și mai greu, la un ride în care m-a dirijat Fernel cu GPS-ul lui. Dar în orice caz, ce pot să zic? Ride-ul este bum. Doar pentru că a primit aceste paterne foarte rare, super. Ia uitați-vă ce este acolo. Hit Sensor, un stack, Zulu, un stack, Vopsea, un stack, Oak, un stack, Steel Bar, 4 bucăți, în regulă, Cupru Bar, nice. Deci loot-ul este ok, ce să vă zic, GG. GG First Bike, felicitări. A făcut și un screenshot, frate, ca amintire. Nice, drăguț, să-ți aduci aminte de asta. Bun, hai să vedem ce mai facem, încotro mai mergem. Sunt curios. Sunt curios ce o să mai facă mai departe. Let's go, până se hotărăște. Oh, da, teleportare în bază ne așteaptă. Ne vedem în bază, GG. Hehe, boy, ne-am teleportat în bază. Se pare că... Ok, cam... First bike, care e faza? De ce ai cadavre prin bază? Ok, hai să trecem peste. Bun, să vedem, asta este baza lui. N-am văzut baza lui First. Bine, am văzut baza lui în videoclipurile lui, dar acum suntem în bază, efectiv. Nice, lasă, cred că aici YOLO loot-ul și plecăm mai departe, corect? Da, hai să mergem. Hai să vedem cine mai așteaptă prin bază. Pentru că noise nu este făcut prea mult, deci încă putem să mai spargem ceva cu fărele. Și sunt curios și mai găsim pe acolo. Mi-ar plăcea să găsim ceva iteme de colecție, pe lângă faptul că deja am găsit, dar să găsim ceva arme de colecție, un SCAR, un VSS, un, nu știu, un minigun, ceva de colecție. Bun, ne vedem în bază, băieții, ne vedem în bază. Ok, ne-am întors în bază. Bro, de ce și tu și Florinel ne salutați cu spatele, frate? Noi suntem invizibili, adică ce vrei să spui? Stați cu spatele noi și ne faceți cu mâna, adică cum vine asta? Ok, în regulă, data viitoare să fiți mai atenți, băieții. Puneți-vă caracterele să salute cu fața, frate, nu cu spatele. Oricum, ne simt frumos, apreciem că ne salutați măcar. Respect. Bun, hai să mai vedem ce găsim prin baza aceasta. Da, electronic circuit, un stack de cărniță, curcan, mai degrabă, așa, așa aș face și eu. Bun, hai să mergem să vedem ce găsim pe aici. Are o tare zdrângănitoare pentru Crăciun, numai că nu este Crăciun, am trecut de el, deci o să evităm chestia aia. Hai să intrăm în bază și să vedem ce mai găsim prin acele cufere. Oricum, o grămadă de trancuri, frate. O grămadă de trancuri. O bază ca asta. Deci, asta da, GG bază. Sigur nu poate să uite acolo să vedem că un corp în care sunt pe jos doar podele de metal. Ia să ce poate să mai ia de aici. Niște aluminiu. Bro, ar fi bine să iei și aluminiu. Eu cred că nu o să mai iau cupru neprelucrat, pentru că am o grămadă și de ce să iau cupru neprelucrat când pot să iau niște, nu știu, baterii și am deja cupru bar, e o diferență mare. Aici, mai departe, gold, ceasuri, baterii, uite, exact ce vă spuneam. Din baterii, de exemplu, un stack de baterii îmi dă cupru bar, cel puțin 10 o să-mi dea, am maxim, la recycle. Deci decât să iau 17 cupru neprelucrat care îmi dă 3 cupru bar, mai bine iau un stack de baterii și GG. Ia asta, ce poți să găsești? Ceva, doar să iei cupoanele alea 50, dacă te-ar interesa. Asta dacă interesează cupoanele 50, te interesează, nu interesează. Let's go pe roșii, hai pe roșii. Asta a fost, frate, hai să vedem. Next chest, bambarabum, dă-mi. Dă-mi să văd, nu văd, e cât o roată, frate, unde sunt armele? Pe bune, unde a băgat ăsta armele? Hai să încercăm și aici, să vedem ce o să iasă. Și gol, frate? Serios? Ok. Ok, okidoki, hai să facem puțină curățenie. Nice, un AK full modificat arată bine.
Arată chiar foarte bine. Interesantă bază, frate, felul cum a făcut-o. Cine a făcut-o? A făcut-o chiar interesant, a avut ceva viziune. Un perete dublu la exterior cu spike-uri și înăuntru alte camere despărțite. Interesant, ce pot să zic. Ia să vedem, cu fărașul roșu. Dă-ne arme, zică-s arme. Bro, unde sunt armele, bro? Unde sunt armele? Fără spike, unde sunt armele, bro, frățiorul? Ok, se pare că nu sunt arme, mergem să punem benzina. Ok, benzina pusă în ciopărinio și bateriile în loc de ce? Bro, tot aia, adică va trebui să mergi pe la Jane First Bike, să faci ceva level up la chopper. Dacă faci chopper de level 3, să știi că ai 8 sloturi în ciopărinio. Frate, are de toate, stack-uri întregi, peste stack-uri întregi, de toate are. Baza asta e bogată, sunt sigur că are încă și celelalte camere sunt pline. Baza e bună, frățioare. Bun, mergem pe galben, let's go. Dă-ne ceva, arme? Nu, frate, nu te cred, cum, bro, 98 noise, deci trebuie să se hotărască ce o să ia. Se pare că asta a fost, din câte văd eu, sau oare se gândește să troleze pe The Big One? Chiar sunt curios dacă o să-l troleze pe The Big One. Stă pe gânduri, nu este hotărât. Nu știu exact ce să ia, frate. Adevărul este că dacă primești o bază cu atâtea lucruri bune și stack-uri întregi, ți-e cam greu, frate, să alegi. Mai ales dacă știi exact că toate sunt bune și de toate ai nevoie. Cum, frate, faci alegerea? Cum le alegi? Că nu-mi dau seama. Poate trebuie să te hătorești first bike exact ce ai nevoie și ce nu, ca și prioritate. Na, nu-ți trebuie ăla. Ăla nu-ți trebuie. Pică la the blind one și nu-i cine știe ce. Vopsea nu-ți trebuie, frățioro, nu-ți trebuie. Lasă vopsea, mergi mai departe, frate. Nimic pe aici. Eu aș arunca și engine. Dacă aș fi fost în locul lui, aș arunca acel engine. Pentru că, de fapt, sunt două engine. N-am nevoie de engine. Și cred că aș arunca și ceasurile, pentru că n-am nevoie. Cred că aș arunca și cupru neprelucrat, pentru că n-am mai degrabă așa spiritul. Pentru că la spirit faci ceva medkit-uri. Jack Daniels. Ok. Apă. Se pare că așa s-a hotărât să plece, corect? Da, probabil că așa o să plece. Da, baza GG. Baza este GG, recunosc că niște blueprint-uri de colecție, drăguț, nice, plus ceva resurse foarte bune. Respect, drăguț, ce pot să zic? Da, mergem acasă. Da, first bike, mersi frumos pentru ride. A fost drăguț cât a durat. Resurse bune, a fost alegerea ta. Recunoaștem că fiecare hotărăște în funcție de baza pe care o are și resurse care le are în bază. Tu le-ai ales pe astea, noi alegem altele și așa mai departe. Dar oricum baza a fost GG. Fire patternul și leopard patternul a fost senzația, a făcut spectacol. Așa că ce să zic, forță frățioră, forță. Ia să vedem. Plus vopsea o albă, un stack. E bun acum. Mai facem un screenshot de amintire? Bine, mă, frățiorul. Bine. Ok, cred că asta a fost. Ne oprim aici. Ca de obicei, gazda voastră Armageddon împreună cu Florinel la început de ride. Plus First Bike, care a dat încă un ride superb cu niște blueprinturi, cu patternuri foarte, foarte rare, cum a fost Fire Pattern și Leopard. Așa că da, ce pot să zic? Ride-uri frumoase, drăguțe. În continuare să știți că aștept de la voi ride-uri bune, iar când zic bune, frate, trebuie să fie bune. Să aibă ceva lucruri rare de colecție. Fii atent că îi dă gunoi, frate, îi dă gunoi la rider și o să fie și fericit pe deasupra, cred că. Da, cum vă spuneam, aștept de la voi ride-uri dacă vreți să postăm pe canal, dar ride-uri ceva, nu știu, ceva care să iasă în evidență, cu ceva care să iasă în evidență ride-ul. Pentru că dacă îmi trimiteți un ride în care spargeți o bază de lemn și farmați, nu știu, farmați niște lemn sau o piatră sau un steel plate, nu prea pare interesant. Dați-mi ceva mai interesant. Sau dacă s-a întâmplat ceva sau s-a băguit The Big One sau orice altceva cumva mai, nu știu, mai special, atunci vreau să-mi trimiteți acel videoclip. Dacă nu, sorry guys. Și încă ceva, să fie de calitate, frate. Încearcă să filmezi de calitate.
cât mai bună. Ok? Bun, pe final de video, haideți să încheiem aici. Ca de obicei, gazda voastră Armageddon, mă repet, împreună cu Florinel și cu First Bike de data asta. Așteptăm și următoarele ride-uri de la ceilalți colegi, prieteni, nu știu, simpatizanți, respect tuturor și ce să zic, respect și shalom tuturor. Baftă, oameni drăguți!